Podul care leagă Republica Moldova de Ucraina și se află în apropiere de satul Palanca, raionul Ștefan Vodă, este dat de astăzi în folosință. După reparația capitală, podul a fost testat, trecând pe el primele camioane, relatează site-ul Odessa Life. Podul a fost reconstruit din temelie, iar cheltuielile s-au ridicat la 112 milioane de hrivne ucrainene, banii alocați din bugetul regiunii Odessa. Cu 3 ani în urmă, în 2015, autoritățile au sistat circulația pe acest pod pe motiv că s-ar putea surpa.